Salut și m-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Eu sunt Andrei Albaid și m-am găsit la episodul cu numărul 22 din EFC 24. Noi astăzi vom continua desigur cu cariera noastră cu Liverpool în Premier League. A rămas ultima dată contra la cei de la Chelsea. Nu uitați, dacă place și apreciați ce fac, să apăsați acolo butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja și să activați clopoțelul pentru mai multe notificări. Pe mine în episodul acesta o să mă auziți puțin cam ciudat pentru că am fost răcit, dar să n-am putut să postez, n-am putut să filmez și după ce mi-a trecut răceala am rămas cu dureri de gât foarte, foarte tare și nu puteam să vorbesc efectiv, dar acum sunt mai ok și sunt pregătit să fac multe videoclipuri să o recuperez. După cum spuneam, am rămas la meciul contra la Chelsea în Premier League. Aceasta este echipa lor, echipa destul de frumoșică. E bine, și aceasta este echipa noastră. Martinez, Szoboszlai, Salah, Vini, Musiala, dacă am obosit sunt ăștia. Da, și în ce meci, haideți să vedem ce reușim să facem în acest meci destul de important în Premier League. Șansa din nou pentru ei, însă este peste poartă. Foarte agresivi cei de la Chelsea. Oh, este un cap bun, însă trece de Van Dijk. Wow, asta a fost uimitor, însă Alisson are reflexă 99. Salah se duce, șutează și înscrie pentru Liverpool. Face 1-0, ne pune în avantaj minutul 29 și ne asigură până acum victoria. Vedem faza, foarte bine pleacă acolo singur Salah, șutează perfect sub bară, n-are nicio șansă portarul Chelsea. O fază importantă acolo, Madueke însă apără Alisson foarte bine. Ce reflexă pe Alisson. Hai să ne pe Gakpo se duce bine, șutează la fel de bine și înscrie al doilea gol înainte de pauză. Gakpo înscrie al doilea gol și ne pune într-un avantaj foarte, foarte mare. Revedem faza, Gakpo pleacă singur din afară, Carolui se decide să șuteze și trece de portar acel balon. Gakpo șutează destul de bine un trivela, însă nu iese, foarte bună idee însă. Musiala foarte bine plasează acolo, la fel ca Gakpo, un șut foarte, foarte bine plasat și reușește să înscrie hat-trick-ul, să scrie 3 goluri în acest match. Liverpool foarte bune șuturi, vedem aici Musiala, șut foarte bun, un finesse extrem de bun, portarul nu are nicio șansă să-l ia și reușește acolo Musiala să facă 3-0 și să încheie meciul. Următorul meci este un meci foarte important pentru că jucăm în Emirates FA Cup contra la Manchester United. Și vedem că au rămas niște echipe destul de bune, va fi Newcastle United, Manchester City și Arsenal, însă între Manchester City și Arsenal se va decide un duel acolo care trece mai departe. Însă noi vom juca cu Manchester United, care echipa lui Manchester United este destul de ok, am întâlnit-o foarte, foarte mult. Și pe aia lui City și pe asta lui Manchester United. Noi o să intrăm cu full team pentru că toți sunt odihniți. Așa că haideți să vedem ce reușim să facem. Da, și în ce meciul în Emirates FA Cup, haideți să vedem dacă reușim să trecem în parte și să câștigăm trofeul în cele din urmă. Acolo Szoboszlai încearcă un trivela, îi reușește trivela fiind foarte, foarte pe lângă, de lângă bară, să zic așa. Un șut foarte, foarte, foarte bun de la Szoboszlai, un trivela foarte bun. Revedem faza, pe Szoboszlai când ciudează un trivela foarte bine, da, și este aproape de bară. Revedem din, mai bine din unghiul acesta, cum se duce mingea și este aproape de bară. Martinez cu un șut bun, însă Onana apără acolo. Musiala foarte bine acolo, foarte bine, nu reușește, încearcă ceva acolo, dar nu reușește. Și Martinez, aolo Martinez, ce ai făcut acolo, s-a brachetul sau s-a în aer? Vini, hai să vedem, Vini reușește din fața porții, n-avea cum să scrie Vini, să nu scrie de fapt Vini de acolo. 2-0, minutul 53, dansul lui brazilian acolo. Haideți să vedem corner pentru Manchester United. Centrare destul de bună, cap destul de bun, însă trece pe lângă poartă. Da, și se termină meciul, reușim acolo să câștigăm și să trecem în parte în Emirates FA Cup. Următorul meci este în Premier League contra la Bournemouth, așa că hai să uităm repede un sim, pentru că este un meci foarte ușor. Îi dăm desigur cu full team, îi dăm quick sim și să vedem, pierdem, wow, ok, pierdem 2-1. E bine, următorul meci este contra la Manchester United în Premier League. Vedem acolo că este Elliot prezent în mijloc. Este destul de important pentru că în momentul în față suntem pe locul 2 în Premier League și suntem la diferență foarte, foarte mică de Arsenal. Așa că o să jucăm meciul acesta. Bun, și ce e meciul? Haideți să vedem ce vrem să facem în acest meci.
Vini, vini, ce bine plasează acel balon și scrie din minutul 7. Ce repede dăm primul foc. Revedem faza, pasul acolo la Martinez, la Vini și Vini plasează foarte bine acel balon. Onana nu poate să-l apre. Faze bună, reușește acolo Martinez. Am așteptat puțin, am crezut că mi-a luat mingea, dar nu. Am reușit să trec și am reușit să și înscriu. Musiala nu reușește cu Scorpion Kick. Ce aproape, wow. Da, și să trec și meciul, meciul acesta nu s-a mai plan nimic interesant, însă reușim să-i batem și să obținem cele 3 puncte destul de importante. Următorul meci este contra la Brighton în Premier League, așa că haide să-i dăm simulări rapid pentru că sunt aproape sigur că o să îi înfrângem. Dăm sim și reușim să-i batem 2-1, Gakpo și Mohamed Salah înscriu. Se pare că n-a venit Master Scouting Report, haideți să vedem. Nu, nu e bun, nu e bun, nu. Da, la olandez n-am găsit nimic, haideți să vedem, poate găsim ceva la spaniol. Nu e bun, nu, absolut nimic la spaniol, haideți să vedem și la argentinieni. Dar după cum văd, absolut nimic bun în afară de acest puști de 15 ani de 2.200.000. Wow, cum a intrat așa dată. Îi dăm sign player și acesta îl dăm reject. El joacă pe poziția de left mid. Este interesant left mid, dar o să încercăm să schimbăm pe un cam left wing right. Cam, ok, cam. Are 15 ani, din păcate nu putem să-l băgăm în club, dar este ok. 4-3, destul de bine, micus așa cât de cât. Argentinian, nu prea e Messi, dar mergi. Următorul meci este contra la Brentford în Premier League, așa că haideți tot la fel să simulăm și acest match. Dăm quick sim și reușim să-i batem. Teo Hernandez marchează Lautaro și Mohamed Salah. E bine, suntem în quarter finals în Champions League. Acestea sunt echipele care au mai rămas în competiție. O să joace Real Madrid cu Bayern, noi cu PSG, Inter cu Benfica, Porto cu Aston Villa. Vedem că Porto și cu Aston Villa, Inter și Benfica au jucat deja turul. Noi în acest match vom juca turul. Se pare că nu putea să ne pice și noi echipe destul de ușoare. Ne-a picat PSG. Wow. O să vedem ce o să facem totuși. Aceasta este echipa PSG-ului, echipă bombă. Bombă, Mbappe, Colomani, Xavi, Ousmane Dembélé, Renato Sanchez, Donnarumma în poartă. Ce să mai am o echipă bună, în tot Marquinhos și în defensivă, de nu poți să trăiesc de el. Da, e clar. Însă, cine avem echipă foarte, foarte bună? Adică n-ai ce spui Vini, Lautaro, adică totuși suntem destul de bine dotat și noi. Haideți să vedem ce râs facem totuși. E bine, și ce meciul? Vini contra Mbappe, haideți să vedem care e mai bun dintre ei doi. Lautaro Martinez câștigă bine mici acolo la început, haideți să vedem Martinez! Sus la Musiala, însă nu ajungem. Bine, acolo pasă la Musiala. Hai să vedem la Vini. Vini însă nu reușește. Iese portarul la balon. Oh, ce fault acolo de la Fabian Ruiz. Da, se pare... balon de la Lucas Hernandez. Ok. Revedem faza. Se duce direct la picioarele lui. Da, pentru că era Vini mai în față și trebuia să-i dau pasă. Ah, ce s-a băgat repede. Oh, ce trece acolo, Ousmane Dembélé are viteză, la fel ca Kylian Mbappé, care este la balon, dar nu trece el de Teo Hernandez. Vini șutează, însă scoate portarul, ce șut bun de la Vini, însă portarul este acolo mai bun. Suntem repriza 0-0 la pauză, haideți să vedem, poate în a doua repriză reușim să marcăm. Bine, acolo Martinez trece sule bine. Haideți să vedem Martinez. Martinez reușește. Trece acolo și de toți fundașii și de portar și înscrie primul gol de acest match. Ne pune în avantaj și momentan trecem în semifinale, momentan. Oh, ia rup picioarele, ia rup picioarele acolo Martinez. Musiala, hai să vedem. Musiala pasă la Vini. Vini, Vini, Vini reușește. Asta e important. Reușește Vini. Vini este în acest match cel mai bun decât Mbappe în momentul de față. Vedem aici Vini reușește un șut din afară careului și îl bate pe Donnarumma. Faza bună pentru PSG, însă este acolo aparată de Alisson. Corner, ultimul corner, a venit și Donnarumma. Haide să vedem. La Szoboszlai respinge foarte bine, prinde portarul. Dă-i lung, dă-i la Vini. Vini pe poartă. Haide Vini, haide. Bine mă, gol de la mijlocul terenului. Vini reușește dubla în acest match. Ce șut de la mijlocul terenului. Un power shot extremul de la 45 de metri distanță. De la distanță mare. Știu că era poartă golul, dar totuși mulți o rătau. E bine, și se termină meciul.
Liverpool reușește acolo să câștige turul cu 3-0 și în retur o să fie foarte, foarte ușor, deja cu 3 goluri deja înscrise, o să fie destul de ușor să trecem în semifinale. Următorul meci este contra cei de la Spurs, așa că haideți să-l simulăm rapid. Echipa noastră cam obosită, însă vom simula acest meci și haideți să vedem și reușim să-i batem cu 2-0 și să obținem cele 3 puncte. Următorul meci este contra cei de la Paris Saint-Germain în retur, însă acest meci îl vom juca în episodul următor. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați că ați n-ați făcut deja și să activați clopoțelul pentru mai multe notificări. Eu am fost Unreal Byte, vă pupați. Pa, pa!